După ședința de tragere la sorți a meciurilor, finala pe țară a Cupei României la box feminin a debutat astăzi, chiar în ziua de Dragobete. În loc să primească flori și cadouri, fetele și-au împărțit cu aplicație lovituri directe și croșee. Competiția organizată la Buzău, care este un centru extrem de important al boxului feminin, deține un loc important în calendarul Federației de Box. De ce la Buzău? Buzău e un centru foarte puternic în boxul feminin și, din punctul meu de vedere, a dat poate cele mai multe medalii României în decursul anilor. Această competiție are și caracter de selecție pentru lotul național sau loturile naționale, că aici se desfășoară competiția la cele trei categorii de vârstă, junioare, tinere, senioare. Și acesta este momentul în care se face selecția pentru viitoarele participări la competițiile din calendarul internațional al Federației, ceea ce înseamnă campionate europene, campionate mondiale, în funcție de categoriile de vârstă care au aceste competiții în calendarul lor pe anul 2015. Meciurile din competiție vor arăta exact câte dintre pugiliste ar putea face parte din lotul național, valoarea și nivelul lor de pregătire. A fost destul de populată această competiție, 95 de sportive, dovadă că sunt 14 meciuri azi, 18 mâine, 13 joi, câte 10 vineri sâmbătă, deci a fost destul de populată această Cupa României. Finalele sunt programate joi pentru junioare, vineri pentru tineret și sâmbătă pentru senioare. Ringul de box a fost instalat la etajul galeriei Mall și toți buzoienii care iubesc acest sport nobil au intrare liberă la toate meciurile. Acestea se vor desfășura zilnic între orele 16 și 18 și sâmbătă de la 10 la 13, când se vor desfășura finalele.